Bun găsit, ediție specială la Campus TV. Prefectul de Buzău, Daniel Țiclea, revine la noi pentru a discuta despre problemele actuale, vești bune, vești proaste. Cu toate acestea vom avea o dezbatere alături de șeful de la Casa Albă. Bine ați revenit, domnul prefect. Bine v-am regăsit. Multe evenimente de povestit, de analizat, nu o să avem timp ca de obicei să le discutăm pe toate, încercăm așa, neapărat în ordinea importanței, să le abordăm. În primul rând, haideți să vedem, e perioada de vacanță, deja se simte lucrul acesta, nu știu dacă repet în ordinea lui importanței, dar am înțeles că s-au luat niște măsuri din astea sezoniere din cauza caniculei, să se reactiveze punctele de prim ajutor și toate cele, nu? Suntem pregătiți cu ce trebuie sau le facem de dragul de a le face că trebuie să existe? Cum spun eu și la un examen, de-abia după aia vezi dacă ai fost pregătit. Măsurile au fost implementate, răspunsurile au sosit față de măsurile pe care noi le-am impus. În orașele mari punctele de greutate vor fi pe protocoalele cu farmacii și eu cred că a funcționat și cred că suntem cu toții de acord că atunci când intrăm vara într-o farmacie este un spațiu răcoros și îngrijit. Și de aia eu cred că este o soluție bună. În Buzău se vor mai amenaja încă 4 puncte și sincer să vă spun, mă gândesc dacă și în holul de jos al prefecturii să punem acolo un dispozitiv cu apă și canapelele sunt, umbră este și oamenii dacă simt nevoia să intre, să staționeze 10 minute, un sfert de oră să-și tragă sufletul. Sunt semnale că și în celelalte, în municipiul Râmnicu Sărat și în celelalte orașe s-au dispus măsuri, nu mă aștept să fie probleme deosebite. Bun, vorba noastră, vom trăi și vom vedea dacă sunt aceste, mă rog, primăriile au achesat așa, adică da, au răspuns rapid. Mie mi se pare că nu au mare lucru de făcut acum. Doar să-și înnoiască protocoalele. Ok, la Pogoan le-au decis să monteze un cort undeva în zona primăriei și asistentul ce comunitar cort, să... domnule prefect, că nebunesc că am văzut acum lângă spitalul un cort din ala din plastic, Dumnezeule. Știu, de aceea eu am și fost fanul implementării soluțiilor cu containere logistice. Cu totul și cu totul altă atmosferă și altă umbră într-un container logistic decât într-un cort. Da, mi-aduc aminte acum de nebunia din, mă rog, din pandemie. S-a încheiat pandemia? Facem așa o paranteză. Au mai fost 4.000 de infectări la nivel național, dar... Nu zic pandemia, a fost declarată gata, stă... Păi dacă nu mai avem nicio stare, nici de urgență, nici de alertă. La nivel mondial, nu știți? Adică... La nivel mondial oscilează, deci, văd China când închide, când deschide. Deci în perioada asta cu restricțiile și cu vaccinarea de erau corturile alea albastre în centrul orașului, cel puțin acolo, adică și intrai în ele și te vaccinezi. Păi, de fapt, intrai în ele să faci saună, în primul rând, gratuit, și după aceea făceai și vaccinul gratuit. Adică... Da, noi am dat dispoziție să se demonteze atât, sunt 2-3 luni, cred, de când am spus să demonteze atât cortul de la Policlinica Titulescu de pe 203 august, din față de acolo, cât și cortul de la Zmeieni. Ok, sunt niște soluții care au fost de folos. Dar acum... Numai prefectura are 6 și cu 6, 12 containere, jandarmeria și-a mai cumpărat containere. Dacă va fi nevoie sau va fi undeva o situație de urgență, eu mi-aș dori să mergem pe această variantă cu containere, ușor de mutat și din punctul meu de vedere reprezintă o facilitate atât medicală cât și logistică mult mai la îndemână. Domnule prefect, v-am văzut ieri, cred că v-a schimbat fotografia de copertă, dacă nu mă înșel, da, pe pagina de Facebook. Da. Într-o alură așa de 008. Spre erou de mașina aceea răsturnată în spate, nu este fake, da? Poza nu, este de la exercițiu. Este surprinsă de la exercițiu care a avut loc pe DN25 în urmă cu 2 săptămâni, ceva de genul, mă rog, da. Contează destul de recent. Aveți așa o alură de, încă o dată, de om de intervenție. Am văzut că vă implicați în multe evenimente și că la situațiile reale și care sunt de complexitate, sunteți acolo. Iar ultimul astfel de eveniment a fost marele incendiu de pe strada Aurel Vlaicu, cartierul Mihai Viteazu, acolo unde știm cu toții ce s-a întâmplat, ca amploare.
Aș dori în primul rând să vă întreb ce măsuri au fost luate, dacă s-a stabilit efectiv cine se face vinovat și după aceea ne continuăm discuția. Intervenția de pe Aurel Vlaicu sau evenimentul de pe, din zona industrială, din punctul meu de vedere, are două componente. Odată, latura operativă și doi, latura de după stingerea imediată. În plan operativ, eu am fost foarte mulțumit de cum s-a intervenit și cea mai mare satisfacție a mea a fost că oamenii n-au intrat în panică, vorbesc de oamenii de la ISU. Din nou, ca și pe dealul Istrița, mi-au dat senzația tot timpul că știu ce au de făcut. Oamenii iar faptul, pregătiți da, pentru asta. Da. Iar faptul că ei au sesizat imediat că pericolul cel mai mare poate să vină de pe spatele incendiului, deci zona spre silozul din spate, unde mai era o hală plină cu ulei de floarea soarelui și încă o hală despre care ni se spunea că e posibil să aibă pesticide, plus un șopron unde erau niște tuburi de oxigen, și ei s-au concentrat acolo și greutatea intervenției a fost acolo, mie mi-a dat așa, nu un confort, că eram cu toții destul de tensionați. Mi-a părut bine că am un tablou în care cei ce intervin știu ce au de făcut. Maximul de fum emanat în atmosferă a fost în momentul în care a ars învelitoarea. Pentru că învelitoarea era din carton bituminos ondulat. Un fel de zmoală presat. Și de aceea, atunci cât a ars acoperișul, atunci a fost maximul de emanare de fum. Apoi, de ce a mai ars 3 zile? Pentru că ăsta a fost specific. Era acolo rumeguș, erau deșeuri de plastic, le stingeau cu apă, bătea vântul, unde au dat cu apă, iarăși dădea senzația că se va reaprinde. Și n-a fost nici pentru noi vreo bucurie să ținem 3 autospeciale blocate și 8 ofițeri și subofițeri acolo, încă 72 de ore. Concluzia cercetărilor ar fi că ar fi o aprindere de la un lucru mecanic, de la o frecare din zona unei mori cu care se mai fărâmița rumegușul. Există, cum să spun eu, concluzia ale cercetărilor că ar fi fost ceva activitate de producție acolo și deși agentul ar fi avut autorizație doar pentru depozitare. Bun, aici intrăm în problematică, da. Exact. Bun, deci lipsa unei autorizații. Da. Amenziile au fost aplicate de Garda de Mediu. Per total, cred eu că sunt cumulat 87.000 de lei. Prima întrebare atunci, domnul prefect. În urmă cu alte câteva săptămâni, sau mă rog, această companie a fost amendată pentru un alt punct de lucru, la un alt punct de lucru, pentru niște lucruri neconforme. Cum se întâmplă ca, iată, o societate care activează în municipiul Buzău, nu pot să zic în buricul municipiului Buzău, dar în municipiul Buzău, să nu aibă autorizație și să nu se știe lucrul acesta? Cred că sunt foarte multe lucruri pe care instituțiile statului român nu reușesc să le acopere. Deci am găsit niște probleme la un punct de lucru, nu mergem, nu extindem cercetările? Eu cred că s-au mutat cu depozitarea după ce s-a întâmplat necazul dincolo. Am așa, înțeles. Așa zic eu. Și că a fost totul din scurt, nu m-aș mira să fie și niște improvizații, dacă tot a fost totul așa făcut din scurt. Eu am convingerea și o spun din nou că instituțiile statului român, dar cred că din toate statele din lumea asta sau din Europa civilizată, nu reușesc să acopere tot spectrul de neconformități care se întâmplă într-o viață economică sau socială. Nu spun că e normală scăparea, dar e un spectru foarte larg de acoperit. Și iată că numai departe de ieri, iarăși fusese pentru câteva minute o alarmă, iar fum gros în zona industrială. Erau niște cauciucuri lângă ferma doctorului Doană, undeva în zonă, dar mai era distanță. Se vor mai întâmpla, probabil. Domnul, important e să fim, să învățăm prefect, din ele. Vorbim de municipiul reședință de județ, să ne înțelegem. Da? Că e vorba de acoperire. Adică măcar aici să fim într-o zonă foarte aglomerată. Am înțeles.
Oricât aș încerca să o îmbrac, este o vulnerabilitate, o scăpare, o neconformitate a instituției statului român, că n-au aflat, nu au reușit să afle, că într-o locație de lângă un cartier din Buzău s-a declarat depozitare și se face de fapt producție. Bun, că nu vorbim de nu știu ce fabrică și anume clandestină pe care au descoperit-o polițiștii la fel recent pe la Poșta Călnău, pe nu știu unde, da, un depozit dezafectat. Da. Noi vorbim de o activitate care se întâmplă, iată, după cum arată și imagine, într-un loc destul de aglomerat și accesibil, de altfel. Și apropo de acces, domnul Perfect, o singură chestie v-aș mai întreba și aș vrea să punctez acest lucru. Imediat după producerea acestui incendiu a început să se extindă destul de repede și să ia amploare foarte, foarte repede. De ce nu s-a închis strada? Eu am ajuns acolo foarte repede. Nu mai s-a repede? Întâmplat. S-a întâmplat să ajung foarte repede. Știu că v-am văzut când ați venit, deci da, am un avantaj în față de dumneavoastră, cel puțin din punctul ăsta de vedere, că am ajuns mai devreme. Adică am ajuns odată cu primele mașini de pompieri. Și eu când am ajuns, fără să mă erijez în vreun priceput, nici în situații de urgență, da, am evaluat așa cu minimul de instruire pe care mi l-a oferit viața și această perioadă de demnitate publică. Mi s-a părut, nici mie nu mi s-a părut vreun moment că e cazul să facem mai multă panică sau să amplificăm ceea ce se întâmplă acolo. Am văzut că au venit repede și cei de la firma cu tubule de oxigen. Am văzut că s-a făcut dispozitiv rapid pe spate. Am fost informat într-un timp rezonabil că s-a oprit curentul, că poate începe intervenția cu apă. Domnul comandant Cimpoieșu m-a informat că imediat ce l-a considerat zona izolată și atunci am zis că nu este un pericol de a închide strada mai mult, de a evacua populația, de a crea dispune alte măsuri de siguranță. Și eu am simțit de la fața locului că lucrurile sunt în siguranță așa cum se desfășoară. Și am mai simțit ceva, am avut impresia asta și pe dealul lui Istrița, și la Beceni, și în zona industrială. Oamenii se simt mai safe, mai în siguranță dacă văd că a venit prefectul. Cred că da, oamenii nu cred că au impresia că pune prefectul mâna pe furtun sau că va stinge prefectul. Vorbiți de cei care privesc sau sunt direct impresionați acolo, direct afectați acolo. Oamenii simt că dacă a venit prefectul în zonă, cei în obligația cărora se află intervenția o vor face mai bine și mai prompt. Și pentru mine asta e un motiv de mulțumire. Bun, poate că sunt plictisitor insistent. Spuneam că am ajuns mai devreme în față de dumneavoastră, doamna prefect. Eu nu merit asta, ci este un argument prin care eu încerc să-mi justific ceea ce vreau să vă spun. Fac o paranteză. Pe 24 mai 2004 s-a întâmplat o tragedie la noi în județ, o tragedie care e cunoscută la nivel mondial. Da. Acolo nu s-au luat măsurile astea de prevenție pentru că nu se știa. Post tragedie Mihaile s-a schimbat și legislația și tot, inclusiv niște norme de intervenție pentru pompieri și așa mai departe. Când ai un foc la foarte mică distanță de o stradă care se circulă, da? Pe Aurel Vlaicu și la acea oră se circulă destul de așa. În prima fază, eu, ca cetățean, deja nu mă mai gândeam să filmez acum, până nu mă mai interesa. M-am simțit în pericol, mi-am luat mașina și am plecat din zonă. Înțelegeți ce spun? De primele momente când flăcările alea și au început să se trăzănească ceva pe acolo prin zonă și am zis gata, am plecat, la revedere, mă îndepărtez. Moment în care nici măcar nu existau echipaje de poliție pe stradă. Asta vă zic foarte clar. Când am ajuns eu, era echipaj de filtrare în dreptul supermarketului. Atunci da. Și acolo mi-am și lăsat mașina. Erau dispozitive deja atunci. Da, acolo mi-am și lăsat mașina. Acum, eu înțeleg exact, aș vrea să aveți convingerea că și eu m-am gândit, e cazul să evacuăm, e cazul să restricționăm,
e cazul să stăm calmi, e cazul să nu panicăm. Mai mult decât atât, nu s-a restricționat circulația într-un mod, cum să spun eu, abrupt, pe Aurel Vlaicu. Ba mai mult, da, s-a permis accesul și în curtea incintei, da, în curtea mare. Pentru că au mai venit agenți economici care aveau închiriat acolo și au mers să vadă dacă nu le-a ars și lor. A fost o chestie controlată, cu da, dirijată. Da, da, am înțeles. Au mai venit niște oameni cu cap tractor ca să-și mai iau o remorcă de tir de acolo. Eu am simțit că lucrurile au fost gestionate și asta că nu escaladează. Încă o dată. Da. Eu cred că înțelegeți de timing. Da, după ce am ajuns eu. Timingul, da, pe care, da, vi-l precizez. Dumneavoastră simțiți că la început trebuia restricționat mai abrupt. Și apoi... Preventiv. Apoi slăbișurul. Despre asta este vorba. Da. Pompieri își fac treaba, ei n-au nicio treabă, ei își văd de dispozitiv, ei acționează, apropo să zice pompieristic într-un sens negativ, dar pompierul chiar acționează imediat pentru că asta trebuie să facă. Și jos pălăria și pentru toți cei care s-au luptat cu nebunia asta de acolo. Da. Da, și expun, da, sunt expuși la pericole de genul acesta în fiecare zi aproape. Eu vorbeam de acel timing că eu așa am avut impresia. Sper să nu fiu subiectiv, repet, sub gândul ăsta că mi-am pierdut doi colegi dragi în tragedia de la Mihaila și au mai fost situații în care s-a impus, repet, în prima fază, închiderea unei șosele sau închiderea circulației. Vă aduceți aminte de tot așa un incendiu la fel de mare, zona Transilvaniei, tot la un depozit din ăsta de, da? De fierbinte. Atunci s-a închis circulația, la fel, se evacua și un bloc. Argumentația dumneavoastră logică stă în picioare. Dumneavoastră spuneți, ok, n-au sărit tubule de oxigen, dar dacă flăcările ar fost mult mai aproape și ar fi sărit tubule. N-avea de unde să știi în prima fază, domnul, da, să analizezi. N-ai, da, avut timp de pentru a analiza ce se află acolo. Da. Sunt de acord. Bun. Și voi deschide discuția asta la întâlnirile noastre operative. Bun. Acum, de la incendiu ne răcorim pe Băsca Chioșdului? Unde ziceți dumneavoastră acolo mergem? Păi da, că ieri s-a inaugurat singurul pod realizat după 89. Pe rețeaua de drumul național. Rețeaua de drumul național din județul Buzău. Da. Este o performanță și asta. Pe vremurile astea este o performanță, în primul rând pentru că avem această inflație mai ales pe materiale de construcții, mai este o performanță, deși normalitatea ar fi ca termenele să se respecte și constructorii să fie serioși și finanțatorii, beneficiarii lucrării să fie și ei serioși. Și aici am spus noi că în campania electorală PNL Buzău a avut curaj să promită când acest pod era doar la nivel de fundații, doar se fondau pilele și a avut curaj să promită asta. Și o bucurie că toți actorii într-un astfel de proiect au fost serioși și s-a ajuns la acest rezultat. Și a mai spus și domnul Ionașcu și sunt de acord și trebuie remarcat, constructor buzoian, tablier făcut în Buzău, betoane din Buzău. E foarte important. Haideți, domnul prefect, nu mă provocați. Chiar așa, adică a fost licitație. Păi licitație, da. Păi da, să nu se înțeleagă că... Dar să știți, constructor buzoian care a făcut acest pod, eu știu, în regionala București am mai construit poduri. Știu eu vreo 4-5 pe DN1. Nu, zic să nu se înțeleagă că am favorizat. Nu, nici de asta s-a ținut la București, la regiunea la București. Da, 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 corect. Da. Asta trebuie să și menționăm. Bun, e interesant faptul că într-un județ încă roșu, PNL, iată, mă rog, prin demersurile pe care le-ați făcut și pe care nimeni nu le poate contesta, s-a terminat podul și la timp și e în regulă, să faceți acest lucru, să bifați practic. Da, atenție, plus viaductul Giurca. Da. Da, făcut de același constructor și asumat în aceeași zi. Da? Plus reluarea circulației pentru trafic greu pe DN10. Plus ceea ce unii au aruncat în derizoriu și anume sistematizarea provizorii a geratorului de la spătar. Dar de ce nu s-a întâmplat asta 15-18 ani în care toți treceam pe lângă hidoșenia aia de borcan și nu aveam curaj să abordăm subiectul? Deci atunci s-a promis în ziua aia și pentru mine, pentru noi, o mare bucurie că se și îndeplinesc promisiuni de campanie electorală. Urcăm puțin mai la munte, de la Ceslău la Seriu, da, unde continuă problemele. Continuă problemele pe două paliere și probleme, am spus și la inaugurarea podului, probleme vor fi tot timpul pe DN10. Nu vom putea noi repara cât va lucra natura. Da?
Aici, la kilometru 80, este zona în care au căzut bolovani imediat după ce am fost numit eu prefect și pentru o jumătate de oră s-a oprit circulația. Aici, SDN Buzău a aplicat acea soluție de a devia axul circulației spre acel refugiu, parcare, unde se opreau oamenii și unde acum vreo 2 ani un copil a fost grav rănit, și montare de parapet de beton New Jersey pentru a opri pietrele. Există o expertiză pe toată zona aceea de câțiva kilometri, dar punctual pe kilometru 80, expertul, și am primit și noi expertiza zilele astea, era făcută, dar nu aveam la prefectură, expertul a spus așa la kilometru 80, copertină pe 200 de metri, cum e la 81 mai încolo, și lângă copertină, pe partea cu versantul, încă un zid de gardă, pentru ca bolovanii ce vor continua să cadă să lovească în zidul de gardă. Noi am făcut adresă la CNAIR, m-a sunat directorul CNAIR și mi-a zis că a dat un lucru, mă aștept într-un timp foarte scurt să se facă lucrările de extremă urgență de rânguire. După care, implementarea acestei soluții din expertiză cu copertina și zidul de gardă, cel mai probabil va intra în sarcina acestui nou înființat DRDP Buzău, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău, DRDP care de mâine, 1-7, va începe să preia efectiv atribuții de administrare și eu înțeleg că vor începe cu preluarea resurse umane de la cele 3 DRDP-uri de unde se preiau cele 4 secții. Așadar, investițiile în continuare pe DN10 vor fi în sarcina, în datoria, în obligația DRDP Buzău. Bun. Săptămâna trecută, președintele Consiliului Județean Petre Manu Inagu spunea că lucrurile nu sunt atât de simple și că nu se fac bătând din palme, atât timp când nu s-au făcut până acum. O să vorbim despre trecut, de ce nu s-a întâmplat nimic până acum? Au fost momente și momente. Eu vă pot spune cu deschidere de ce în ultimii 2-3 ani s-au făcut investiții pe rețeaua de drumuri naționale din județul Buzău. În afară de lobby-ul asumat și important, a mai fost o conjunctură. Și anume, județul Buzău, SDN Buzău, aparținea de DRDP București. La DRDP București, prioritățile, pe vremurile din urmă cu câțiva ani, erau Teleorman, Giurgiu, prioritatea 3 Autostrada Soarelui, prioritatea 4, autostrada București-Pitești, prioritatea 5, DN1. Doar ce mai rămânea din alocarea de fonduri se împărțea între Buzău, Dâmbovița și parțial Argeș pe celelalte drumuri în afară de autostradă. După ce a apus gloria celor două județe, a mai rămas și pentru alții. Asta este explicația necoafată, neperiată, da? Bineînțeles și cu lobby-ul de rigoare, pentru că altfel nu se poate. Un director al DRDP București, de meserie, inginer-constructor, tânăr, curajos, asumat, pe gustul meu. De ce lucrurile astea normale trebuie să aibă culoare politică și nu? De ce trebuie să ajungem la situațiile astea? Pentru că politica face parte din toate aspectele vieții noastre. Bun. Și mare greșeală facem că nu ne implicăm în ea. Bun. Pe de o parte. Pe de altă parte sunt lucruri care nu trebuie atinse de politică, domnul prefect. Nu trebuie în varianta ideală a tabloului. În realitate, eu o afirm foarte asumat că politica este în toate aspectele vieții noastre, pe toate palierele. Adică înțeleg ca un guvern politic să-și pună prefect cum sunteți dumneavoastră tot pe acest criteriu politic și așa mai departe. Dar în multe chestii n-ar avea de a face politic. Adică ce să căutăm acolo unde nu trebuie. Da, mă rog, astea sunt lucruri care sunt și vizibile. Încă există o meteahnă din asta. Dar este bine, apropo de politică și de guvern, este bine că de mâine... De mâine? DRDP Buzău? Nu, stați că de... A, altceva asta, ziceți. De, okay. De mâine e cu... Stați așa. Așa, nu știu dacă am la mine. Dacă am subvenția guvernamentală de la... A, uite, gata, am. 50 de bănuți, nu? De mâine începe? Nu știu. Parcă cu întâiile sau întâiile... Mă rog, nu contează. Va fi 50 de bani. Păstrăm aici, uite. Vorba domnului președinte.
nu îi dai, îi primești. 50 de bani înseamnă 5%. Da. Sau domnul Ciolacu a nuanțat, zice, domne, la 10 litri primești 5 lei. Da. Repet. 50 de bani, dacă ar fi 10 lei, dar nu e 10 lei, e 9, e 8 ceva, 9. Deci 50 de bani la 9 lei, 9,20, e mai mult de 50%, e 7-8%. Dacă vă uitați pe bilanțurile de pe ANAF, 7-8% e o marjă a profitului mare. Ok, noi avem tendința să aruncăm în derizoriu acești 50 de bani. 50 de bani înseamnă 7-8%. 7-8% nu e chiar așa de neglijat. Domnul prefect, cum să nu arunci în derizoriu când între timp oricum benzina s-a scumpit? Da? Și compensat e fix nimic, aproape nimic, da? E adevărat, domne, că fără 50 de bani la magazin nu-ți dă nimic. La nu, dar priviți-o în activitatea de producție. Înseamnă 7-8% cheltuială mai puțin pe o anumită componentă. Noi vorbim de cetățenii afectați în primul rând, de transportatori afectați, de transport, de cei care sunt nevoiți să folosească combustibil, pentru că sunt unii care din lux, da, mă rog, sau din comoditate, mă rog, plimbări frumos de seară, bine, asta e treaba lor și așa mai departe, dar sunt oameni care nu pot fără mașină, nu își pot asigura traiul fără mașină, sunt transportatorii care sunt și cei mai afectați, că ei consumă foarte mult combustibil, da? Și avem un guvern care de câteva luni, și vorbim și de PSD, dar și de PNL, de câteva luni, la această chestiune, reprezentanții executivului spun așa, trebuie. Dar ei sunt la putere, domnul prefect. Despre ce? Trebuie. Deci eu nevoie, când au trebuie. Marcel Ciolacu, trebuie. Consiliul Concurenței, trebuie. Dar nu sunteți voi la putere la butoane, oameni buni. La fel, domnul Ciucă, analiză chestii, extraordinar, pac, frumos. Noroc cu David Popovici că ne-a ținut mai multe zile așa ocupați cu altceva. Da, uite că revenim la actualitate. Eu n-am făcut în viața mea până acum macroeconomie. N-am participat nici la decizii macroeconomice. Nici pe cetățeanul de rând nu interesează, da, macroeconomie. Sunt convins. Da? Acum, nu politicienii iau deciziile astea neapărat. Sunt oameni care, sigur, fac analize, fac socoteli, fac impact. Politicienii sunt convinși. Sunt convins că politicienii și-ar fi dorit, acum în zilele astea, să iasă și să spună 3 lei ieftinim. Probabil că nu se poate mai mult. Am înțeles. Deci nu avem capacitatea. Probabil că deci statul român nu are capacitatea să intervină așa fel încât să se regleze oarecum situația. Sunt absolut convins că politicienii, dar mai ales cei... de ce nu are capacitatea, domnul prefect, statul român? Din toate... Nu dați exemple de alte state, că în alte state salariile sunt mult mai mari. Da. Din toate motivele pentru care noi, cel puțin de la istoria scrisă, așa cât de cât, să zicem, de pe la Ștefan cel Mare, 1400, să zicem, cu o mică întrerupere în perioada interbelică, noi n-am fost niciodată la nivel cu Occidentul. Hai să o recunoaștem. Da? Când Ștefan cel Mare se lupta cu turcii și Columb, cred că la câțiva ani, descoperea America. Adică n-am fost, să pretindem noi acum că suntem la nivelul de dezvoltare pe toate planurile cu Europa Occidentală, nu cred că e ceva realist. Cel puțin de la 1400 încoace, nu suntem la același nivel. Avem un delay față de Europa Occidentală. Nu cred că e așa, cum să spun, să rămânem uimiți că l-avem și în zilele noastre. Deci eu plec de la această realitate. Nu mi-o doresc sau nu mă bucur acest tablou, dar asta e realitatea, cred eu. Și asta e realitatea, ăștia sunt politicieni, ăsta e guvernul, eu am decis să ies la bătaie, vă aștept pe cât mai mulți, ieșiți la bătaie și veniți în politică. Cum vi s-a părut președintele Klaus Iohannis? Acolo la NATO? Nu, la Buzău. Impunător. Pentru mine este onorant că am avut ocazia să dau mâna cu președintele și să fiu în același tablou cu președintele pentru o oră și jumătate. Cred că va rămâne pentru mine unul din reperele acestei perioade ca prefect al județului Buzău. N-a fost superficial, a fost implicat,
a fost în discuții, a părut pregătit pentru vizită. În plan fizic e mult mai fit așa decât mă așteptam. Și ceea ce mi-a plăcut foarte, foarte mult a fost că a răspuns tuturor întrebărilor. Deși unii se așteptau pe la jumătatea întrebărilor să vină formularea mulțumesc frumos și retragerea către coloana oficială, mie mi-a plăcut foarte mult că a rămas și a răspuns tuturor întrebărilor. Da, dacă era planificată o conferință mai scurtă, se tăia și din... Nu, eu vă spun că eu știu desfășurătorul. Da. O oră trebuia să întâmple toată povestea și a fost peste o oră jumătate. Da, i-a plăcut aici la Buzău, i-a plăcut și de domnul primar, ați văzut, l-a lăudat în prime, cum să zice, nu neapărat în prime time, dar a fost transmisă această conferință de toate televiziunile. Pe dumneavoastră, de ce nu v-a lăudat? Păi nu am fost eu parte a investițiilor de la această școală. Există și o componentă, înțeleg că este o componentă de finanțare germană pe acest proiect de la școala 11 și nici nu am apucat să-i spun domnului președinte că eu am făcut parte din Consiliul de Administrație de la școala 11 în ultimii 3 ani, practic și la implementarea proiectului, nu că aș avea vreun merit, dar am fost pe acolo, în Consiliul de Administrație. Probabil m-ar fi felicitat dacă apucam să-i spun. Da. N-am zis degeaba, știți de ce am spus, pentru că, până la urmă, marele câștigător la nivel politic de imagine a fost primarul Toma, fiind lăudat de președinte. Dar, uite, PNL-ul nu a punctat cu această ocazie. Nu a punctat de care prin a fost plan. Istoria da. Acestei... Din ce știți dumneavoastră? Care a fost, de fapt, istoria vizitei? N-am de unde să știu deci, ce s-a discutat la nivel înalt despre această vizită. Înțeleg. Mi se pare clar o vizită la noi aici în județ, unde este evident pentru toată lumea că președintele PSD România este într-o poziție de forță în România la ora actuală și este buzoian. Din punctul meu de vedere, PNL Buzău a fost reprezentant aici de 1, 2, 3, 4 miniștri. PNL, nu PNL Buzău, PNL, da. 4 miniștri și prefect. Nu mi se pare, n-a fost nici reprezentarea de prim plan, dar n-avem noi primarul. Și nu dăm noi nici președintele la nivel național al unui partid la guvernare. Da, deși multe viziuni ale primarului sunt liberale. Da, bineînțeles, da. Deci mai mult, aș vrea să vă întreb, mai mult de reprezentarea pe care a avut-o PNL la această vizită, ce ar fi putut fi? Prefectul a fost, 4 miniștri din guvern ai PNL au fost acolo. Ce am... Atenție, n-a fost invitat niciun parlamentar. Asta nu putem... Da. Da? Asta este cheia, da. Nu văd altă reprezentare la un nivel mai înalt decât a fost aici. Domnul prim-ministru Ciucă a fost în Buzău cu o lună înainte. Am prins ca prefect o groază de vizite. O mai pune și pe a domnului Câțu, dacă vreți. Cine ar mai putea să vină acum? Cine ar mai putea să vină? Domnul Biden nu cred că vine. Da. Bun. A fost oarecum așa ciudat. Vremurile astea, e interesant să vezi, uite, apropo de PSD, să-l vezi pe domnul președinte într-un fief al PSD, să-l vezi așa, într-o vizită oficială. Drăguț, acum, cu domnul Ciolacu alături, adică e frumoasă politica asta în care îi invitați pe mulți să se implice, nu? E... Noi n-am avut un consul. Eu simt unde spre ce foarte bine că simți. Spre unde ne îndreptăm, ca să spun așa. Hai să vă spun cu deschidere. Față de vizita domnului președinte Iohannis, noi n-am avut nici 10% din consumul nervos la PNL Buzău pe care l-am avut când a venit domnul Bolojan. Da? Da. Cum așa? Noi ne-am fi dorit foarte mult ca domnul Bolojan să nu se amestece aici peste treburile noastre. Faptul că vizita domnului Bolojan mai mult cred că a convins buzoienii că nu-i chiar în regulă ce se întâmplă cu referendumul ăla și rezultatul a fost cel care a fost, ne-a mai spălat așa din trăirile alea intense de atunci. Dar vă spun, pentru organizația PNL Buzău, vizita de atunci a domnului președinte Bolojan ne-a picat destul de greu la stomac. Da,
mă rog, sau un prieten. Ok, finalul a fost, finalul a fost cel care a fost, da. E în regulă. Domnul Bolojan când a venit a avut întâlnire și cu președintele nostru și asta e în regulă. Da, noi ne-am fi dorit ca... La acel moment, la acel moment în care noi eram principala voce și ne-am luptat cu banere și cu... m-am dus personal, m-am dus în amfiteatru ca să pun întrebări care ne măcinau pe noi toți. Noi ne-am fi dorit ca vizita aia să nu fie existat. Deci nici nu se compară, nici 10% n-a fost trăirea noastră așa internă, cum să spun, în antiteză. Ba, vizita domnului președinte, eu trec cu plus și nouă mai mult ne-a plăcut. Domnul prefect, mă provocați, adică am înțeles, poate că pe aici pe acolo a contat și mesajul public pe care l-ați avut în campania pentru referendum. Rămân la părerea totuși, argumenta, am spus-o de dinainte, o să fie o prezență foarte scăzută, pentru că nu e o miză pentru cetățeanul de rând. V-ați fi așteptat la 10%? Nu la 10%, nu, nimeni nu s-a așteptat, atenție, nici dumneavoastră nu vă așteptat. Nu! Ca să fim cu toții sinceri, da? Dar pentru, adică de ce să se obosească Buzoianu să se ducă la vot? La ce? Părerea mea acum că ne-am răcorit cu toții... Pe lângă faptul că într-adevăr primarul poate fi făcut analiza asta, domne, că uite, nici măcar cei care țin cu primarul n-au ieșit fiind chemați la vot. Da? Dar mulți au fost dezinteresați practic de acest... de această zi electorală. Au fost nu mă interesează pe mine referendumul ăsta. Eu, pe mine mă interesează asfaltul acum. Înțelegeți? Adică așa, după ce ne-am răcorit, eu zic că subiectul nu e rău. Nu poate să nege nimeni că Buzău n-ar avea nevoie de o dezvoltare pe orizontală, dar a fost prezentat, buzoienii l-au simțit prezentat nu cu totală sinceritate și îmbrăcat și au simțit buzoienii că ar fi alte interese în spatele acestui demers. Eu așa am simțit. Da. Alimentele UE au fost distribuite? Mai avem niște redistribuiri de la ceva UAT-uri. Chiar trebuie să găsesc o soluție de la Padina să le facem să ajungă undeva în zona de munte. Dar ce, tranșa aceasta... N-au vrut ce... În unele părți rămân, unele părți nu se ajung, dar vreau să vă spun că numai în județul Buzău se întâmplă asta. Există o activitate de compensare ulterioară și de transfer de cantități și între județe și în toată țara e la fel. Numărul beneficiarilor, dacă nu am nevoie de date concrete, din ce știți sau din ce vi s-a zis, este mai mare față de anii trecuți? Nu. Adică vorbim, poate pentru cine nu știe despre acest lucru, fiecare an, cel puțin teoretic, ar fi trebuit să dea. Există acest program de alimente din partea Uniunii Europene, prin care anumite categorii defavorizate primesc pachete cu alimente neperisabile, produse de igienă și așa mai departe. Nu. Senzația mea este că ne vom închide mult mai repede cu aceste pachete decât a fost în iarnă, când a fost pachetele cu periuță de dinți, cu pastă, cu și cred că a fost mult mai bine calibrat de data asta. Mi-a picat subvenția de 50 de bani pentru de mână. Da, la un litru, dacă alimentați doar un litru. O să le întrebăm și pe telespectatorul care va interveni acum, ni se va alătura dialogului, dacă bagă mâine benzină într-o veselie, nu știu, îmi scapă dacă de mâine începe cu subvenția asta sau nu. Bună ziua! Bună ziua! Vă salut! Domnul Năzaj, doi sunteți pe domn Daniel Seba. Întrebați-l. Dacă cu și prezentat, nu m-au făcut de 30 ani de a dat pe lângă o poliție, cum se întâmplă la noi. Domnul, a spus de ajutoarele astea care se dă din partea guvernului, nu știu ce. Vă rog, vă spuneți și mie, noi care am fost plenari de Europi, aveam părerea, atâtea culturi care se cultivau. Am ajuns chiar de râsul geografiei, dar noi să dăm griu și să luăm coca congelată, vorba aia, dumneavoastră suntem trimis din partea guvernului. N-a venit cu cuvânt de spus ca să ajungem chiar să topim pâinea, să vrei. Bun, mulțumim pentru intervenție. Asta e un subiect larg.
Am putea face dezbatere multe pe tema asta, domnule, unde ce a ajuns România ce, și județul Buzău, la fel. Să-i spunem globalizare sau europenizare? Nu știu cum să-i spunem. Toată integrarea asta ne-a adus și unele lucruri bune. Este adevărat și eu cred că există și dublu standard. Cred că există. Cred că concentrațiile sunt altele pentru produsele din Occident, nu la toate. În câteva cazuri și la noi ajunge aceeași cum să-i spune, aceeași cutie, dar poate înăuntru produsul de bază este într-o concentrație mai mică. Sunt unele supermarketuri care au această deschidere să adune și din jur. Eu sper că la 9 lei motorina asta să se vadă și în costuri, adică să aibă cu toții o tendință să adune din zonă. Acum, noi am fost, cred că acum 2 săptămâni, la inaugurarea unui supermarket de aici, de la ieșirea spre Brașov. Nu. De fapt, o extindere. Supermarket? O mutare cu extindere. Știu că e cu depozit angro sau ceva de genul. Mă rog, cash and carry. Cash and carry. Și chiar domnul primar Tom a întrebat. Dar din jur cât aveți? Mai e cineva la contabilitate? Mulțumesc. Pe cash and carry am zis. Da. Și domnul primar Toma a întrebat cât la sută din produsele luați de aici, de pe lângă Buzău. Mic procentul, mic spre deloc. Dar a venit și explicația. Am încercat cu cooperative locale. Nu au avut capacitatea de a livra în ritmicitatea și în cantitățile pe care afacerea noastră le cere. Da, ăsta e un exemplu, dar da. Sunt și alte exemple. Pe de altă parte, eu apreciez tentativele de asociere sau proiectele de asociere. Sunt câteva, sunt câțiva vectori care au reușit să coaguleze în jurul lor, da? Și vedem că este o cooperativă cu multe puncte de desfacere în municipiul Buzău. Mai este o cooperativă care a strâns foarte mulți fermieri din jurul orașului Pogoanele, în jur, și produc pepeni în cantități industriale deja de ani buni. Poate că și supermarketurile și în comerț ar ajunge mai multe lucruri din zona noastră dacă le-am putea livra în acele cantități mari. Eu cumpăr, de exemplu, cumpăr fructe de pădure din 2 în 2 zile de la un fermier care le aduce de la Săgeat. Sunt foarte mulțumit că îi pot fi de ajutor și lui și familiei mele. Lăsați că o să revină domnul Petre Daia cu oaia, cu tot, la Ministerul Agriculturii și o să fie mai interesant, o să le revedem destul de des pe la Buzău. Credeți că o să revină, da? Am văzut că e pe lista sinteză, ca să-i spun. Da, de asta zic. Poate, nu știu, poate reveni, habar n-am. E nominalizarea partidului, cum să spun eu, majoritar în Buzău. Bine, majoritar și în Parlament. Da. Da, bine, e partidul partener, domnul prefect, de ce vreți să spuneți? Sunt parteneri, da, partenerii noștri. Partidul alături de care stânga și dreapta fac o coaliție de guvernare în România la ora actuală, în vremuri grele. Da, acest adagiu este foarte important, în vremuri grele. Da. Da, pot fi făcute aceste vremuri grele mai ușor de suportat prin această coaliție. Acum, mă rog. Tot suntem astăzi la o emisiune cu atâta deschidere și sinceritate. Păi ca de obicei, vă rog. Vă imaginați un scenariu în care PNL să fi rămas singur la guvernare. Păi cât dora. Și PSD să fi rămas în tribună. Așa. Și cam cum ar fi arătat astăzi cu 10 lei motorina și cu inflație și cu toate lucrurile astea la limită care se întâmplă? Haide, pe la așa faceți dumneavoastră, domnul prefect, publicitate PNL-ului? Nu. Păi eu cred că a fost o soluție de echilibru pentru toată lumea. Și atunci, este evident pentru toată lumea că PNL și-a oprit un trend de scădere în încredere. PNL era clar pe un trend de scădere, care s-a oprit. Nu spun dacă crește sau nu. Spun sigur că s-a oprit, da? PSD probabil că erau la 80%, dacă rămâneau în noiembrie-decembrie în opoziție, probabil că acum erau la 80%, dar interesul național a cerut și
dânsii s-au sacrificat ca să intre la guvern. Da. Căsătoria asta de sacrificiu este foarte interesant. Acum, primul copil a fost și este încă domnul general Nicolae Ciucă. Vine mai repede modificarea, schimbarea, ce se aude? Nu, de ce să vină? Nu? Nu. Rocada. Dacă ieșim noi acum pe stradă, în afară de faptul că oamenii toți așteaptă concediu, două luni de concediu. Ai crezut că în afară de faptul că ne prăjim, că e foarte cald, așa. Dacă vom aborda vreun subiect despre politică sau politicieni, vom vedea cu toții că oamenii sunt saturați de subiect. E bine că sunteți și ne trimit la plimbare. Că sunteți ancorat în realitate. E mult să vorbim pe realitate. Da. De aceea, eu zic că ar trebui să apreciem climatul ăsta de echilibru prin această guvernare pe care unii o numesc contra naturii, alții o numesc nefirească, alții din interes. Este climatul care asigură o majoritate parlamentară extrem de solidă și care asigură o liniște politică la ora asta. Da, domnul prefect, acum iar mă provocă și îmi plac provocările astea, mai ales când țineți la ele, mai ales la reacții. Bine, eu aștept acum ca... Bine, nu-i doresc niciunui lider sau primar de la PNL să fie în cătușe. Nimănui nu-i doresc acest lucru. Dar să văd și eu un story la dumneavoastră pe pagina de Facebook cu o știre, da, cu un link la o știre cu un lider PNL în cătușe. Nu cum a fost zilele trecute la dumneavoastră pe story, repet. La mine? Da. Nu știți? Cred că... Nu, eu îmi țin Facebook-ul singur. Nu, mai... Îmi țin postările singur. Avem și dovezi. Era serios? Da. Bine, nu e o problemă asta. Că ați... Pe-al meu? Da. Cu... Până la Vrancea, să pun unde a fost încătușat. Nu spun că nu. Dacă a apărut așa ceva, a apărut probabil dacă am încurcat butonul. Exact, da, să mai... Știu. Nu fac haz pe necazul oamenilor. Vedeți că este foarte periculos. Cine știe ce... Da. Nu fac greșeală. Odată, sincer, m-am trezit la un moment dat că sunam, nu știu pe ce, doamne, vezi, sunam din buzunar așa, că era aici la spate telefonul și se întâmplă chestii de genul ăsta. Da, nu fac haz pe necazul oamenilor. Da. Dacă a apărut, este din eroare și o să verific și șterg. Nu e nicio problemă, dar poți să apăr. Am văzut... Dacă au fost arestări sau necazuri cu justiția, am văzut în zilele trecute că au fost și de colo, și de colo, și de colo. Ați văzut ce repede s-a terminat dosarul de la DNA? Care din? Fondurile europene, suspiciunea de fonduri europene de la Buzău, pe proiecte de infrastructură. Nu știu dacă vor mai fi ecouri, nu știu ce a fost acolo. Ce ecouri s-au făcut, dacă s-a clasat? Eu am studiat cât mi-au permis atribuțiile legale problematica asta. E greu să fii primar, ai de-a face cu multe licitații, dar ai și de-a face, ai și pe mână banii și dacă mai ai și un consiliu local care votează înainte de a termina tu fraza, practic poți spune că faci ce vrei. Acum, eu sper că lucrurile se desfășoară într-un procent cât mai mare în limitele prevederilor legale. Sper ca șantierele să aibă și finalitate. Și așa este. Am avut și o postare la momentul la care a apărut această problemă. A fost o postare de susținere a președintelui partidului meu, care a luat atitudine în acel moment. Mi-o asum. Rămâne acolo. Nu șterg nimic. Eu de când sunt prefect n-am șters absolut nimic din istoria mea de pe Facebook. Și așa voi face și acum. Vreau să fiu un om politic cât voi putea eu de asumat și cum cred eu că ar trebui să fiu un om politic cât o putea de cinstit. A spus de Consiliul Local Municipal. Mulțumiri din partea Trustului Campus Media pentru că ați votat tradițional, bine, în majoritate și majoritatea PSD. Ați păstrat tradiția de a nu permite presei să participe la ședințele mini-parlamentului local, de altfel, dar mulțumirile sunt legate de faptul că nu am fi făcut față cu schimbările de cadru. Știți că noi avem colegii noștri care filmează și ei când filmează așa, cine vorbește trebuie să ducă după el. Și problema era că, fiind majoritatea de PSD, am văzut că vă bateți la luări de cuvânt și la de-asta, cum le zice, inițiative și cred că ar fi fost o problemă fizică pentru colegii noștri să
să meargă de la un consilier PSD la altul și să, mamă, care mai de care să, să zică ceva și să aibă inițiative acolo în Parlament local. Deci vă mulțumim încă o dată că nu putem să participăm. Doamne, deci unde am ajuns? Mă fac că n-am fi în emisiune. Domnul, dar chiar așa? Adică, cum? Nu mă voi preface că nu cunosc subiectul. Eu astăzi am aflat. Sincer, eu știu subiectul, eu știu subiectul de 3 zile. Am avut o discuție politică la PNL Buzău. De 3 zile știți pentru că era avut loc ședință. Dar știți de 3 zile pentru că au apărut proiectele. Au apărut proiectele. Da. N-am avut timp să urmăresc înregistrarea ședinței. Înainte de a fi prefect, nu scăpam nicio ședință. Mă uitam la ele live. N-am avut timp să văd. Am citit și eu în dimineața asta că dezbaterile au durat vreo oră doar pe acest subiect. Asta e un lucru bun. Că dezbaterile au durat pe acest subiect e un lucru bun care nu prea s-a întâmplat de aproape 2 ani în această structură a Consiliului Local. Înțeleg că au fost acceptate două amendamente din vreo 10 depuse și ceea ce vreau... Vă rog. Și ceea ce vreau să mai precizez este că din ceea ce știu eu până acum, caracterul acestei hotărâri de Consiliul Local este unul normativ. Asta înseamnă că poate fi atacat în contencios administrativ de orice persoană se simte lezată în drepturi de prevederile acestei hotărâri de Consiliul Local. Bineînțeles, o vom analiza și noi la prefectură imediat ce va sosi. Da. Eu am nevoie de pauză de publicitate ca să nu spun mai multe. Luăm pauza de publicitate, după care revenim la discuția alături de prefectul Daniel Țiclea. Da, pauza n-a fost suficientă. Îl avem în studioul nostru pentru această ediție specială pe prefectul Daniel Țiclea. N-a fost suficient să mă calmez. Deci, eu înțeleg acum și îmi pare rău că n-am avut timp să mă documentez foarte, foarte mult. Înainte de emisiune am aflat, băi, deci, este în ce suntem, domnul prefect, că eu încă nu mi-am revenit, am băut un pahar cu apă. Deci în ce an suntem noi? 2022. Deci 2022, nu? 20-22 de ani, trebuie să vă și pe asta după 20 de ani de carieră, că nu avem voie la ședințele de Consiliul Local în continuare. Hai că am înțeles, o treacă de la noi, mamă, în pandemie, restricții, nici ei n-au putut, s-au văzut online și acum când se schimbă regulamentul. Deci, în continuare, presa nu are acces la ședințele de Consiliul Local. Nu neapărat că am vrea noi, mamă, să ne dăm peste cap, să-i filmăm pe oamenii care, repet, băi, de să dau peste, mai ales cei de la putere, cei majoritar PSD, deci ei sunt cei mai activi acolo. Ăia de la opoziție nu fac nimic. Ați văzut? N-au ce treabă, nici ieri, când au zis, domnule, presa, și ce-a zis opoziția? Lasă, băi, voi sunteți cei mai tari de la PSD, cei mai deștepți. Așa este, principiar, ce să caute presa să ne filmeze pe noi? E bine, realitatea a fost alta și încerc scuze, domnul prefect, că vă iau din timp, chiar dacă sunteți la noi aici în gazdă, dar trebuie să avem și noi atitudine ca grup de presă. Realitatea a fost că, evident, cei din opoziție au supus un lucru normal, adică firesc, e logic, nu știu cum să zic, mai mult decât logic, este normal că devin derizoriu. Frate, voi sunteți sănătoși? Cum? Adică cum? Că se transmite live pe... Da, poate eu cu colegul meu, eu sau alți colegi din redacția asta, vrem să venim să surprindem niște chestii pe care sistemul ăla video de transmisie pe Facebook nu-l poate prinde. Chiar nu-l poate prinde. Da, mă rog, am întrebat. Domnul prefect, dați-mi voie să vă lansez o provocare. Prefectura poate ataca asta? Da. Că noi nu ne pierdem timpul. Eu sunt... Am așa un feeling că vor ataca alții înaintea prefecturii. Am înțeles. Dar garantez că vom analiza toate aspectele de legalitate pe acest regulament. Da, eu nu vorbesc de legalitate, domnul prefect. Eu vorbesc de principiu. Pentru că dacă nu se respectă drepturi și libertăți cetățenești, inclusiv pe domeniul presei, eu vă garantez, suntem în problemă. Nu cred că există o lege în România, repet, o lege care să interzică presei să participe la o ședință de Consiliul Local. Atenție! Nu cred. S-a întâmplat până acum, pentru că a introdus sistemul ăsta de transmisie pe Facebook. Mă rog, a fost și concomitent cu pandemia, cu restricții și așa mai departe. Dar nu poți să o ții langa-danga. Eu am înțeles că trebuie... Dacă va rămâne nelămurită... Niște, da, bun.
Dar eu mă gândesc la consilierii care, repet, consilierii care au votat da pentru ca presa să nu aibă... Eu nu înțeleg. De frica cui? Că înțeleg că primarul n-a avut niciun punct de vedere, ceea ce nu este bine nici. Primarul nu a intrat în dezbaterea asta, nici că e pro, nici că e contra. Păi nu sunați dumneavoastră de aici, în direct, păi să vedem dacă vrea să intre să ne spună opinia dânsul. Aveți numărul domnul primar, nu? Ok. Bun. Ne continuăm discuția, domnul prefect, ultima parte a emisiunii. Bani, niște 50 de bani, vezi? Da, da. Sunt bogat. Per fiecare... Bun. Apropo de nebunie, permise, domnul prefect. Da. Permise. La pașapoarte înțeleg că e aglomerația, dar la permis e cea mai mare problemă. Și la matriculă. Adică permise acel serviciu public, da, comunitar de permise și matriculă, da. În aceste 8 luni de zile de când exercit această poziție de demnitate publică, am nu gustul, nu am impresia, ci certitudinea că am acoperit problematica la un nivel de care sunt mulțumit. Am și câteva lucruri pe care nu le consider încheiate, dar sunt total nemulțumit de soluțiile pe care le-am găsit până acum. Unul este faptul că nu am identificat până acum o metodă sau un instrument de a opri incendiile de vegetație și astăzi am avut iarăși o discuție cu doamna Ichim și sper foarte curând să reușim să găsim prevederea legală, am găsit noi ceva, pentru a sancționa proprietarii terenului. Pentru că asta mi se pare una din soluții. A doua problemă pe care o simt nerezolvată în perioada asta este această problemă a serviciului public comunitar de permise și pașapoarte. Așa este, nu am reușit nicio îmbunătățire semnificativă a termenelor pentru proba practică de obținere a permisului auto și pentru matricularea autovehiculelor. Ceea ce am reușit și mi-am asumat prin ordin de prefect ca persoanele juridice care documentează că au cumpărat un factor de producție și au nevoie să-l înmatriculeze, să beneficieze zilnic de o jumătate de oră dedicată. Pentru că este incorrect ca statul român să nu acorde această facilitate unui operator economic care a făcut leasing sau a făcut credit sau vrea să investească și plătește și impozite pentru asta. Și asta mi-am asumat prin ordin de prefect. Persoanele juridice au o jumătate de oră dedicată pentru a-și înmatricula factorii de producție. În rest, sper să aduc îmbunătățiri semnificative după ce ne mutăm. Noi amenajăm la Simila în acest moment noua locație în care se va muta acest serviciu de permise și înmatriculări și vom trage câteva concluzii imediat ce ne vom muta. Constructorul ne-a zis că în jur de 20 iulie termină partea asumată prin contract, apoi noi să intrăm să ne instalăm partea informatică. Mai este o realitate la înmatriculări. O vedeți, da, că și alți prefecți au tras această concluzie. Sunt foarte multe poziții care sunt ocupate de către cei ce au o afacere în domeniul acesta. Cei care sunt și aici pe chiristigii. Adică oamenii zilnic ocupă 10-15 poziții de fiecare. Ei ocupă acum pentru când vine rândul. Dacă ocupă zilnic, ei tot timpul vor avea la dispoziție, dacă vin clienții la dâns și omul care vrea să facă matriculare, intră pe site, vede că la 3 luni are programare. Și atunci se duce la întreprinzătorul de aici, din zonă, și zice, da, tu când mi-ai putea înscrie? Păi eu am poziție pentru tine mâine sau poi mâine. Cum reușește el să facă asta? Stai, vă rog. Înseamnă că sistemul ăsta nu asigură nicio corectitudine pentru, adică oricine se poate programa. Suntem pe urmele corectării acestei vulnerabilități. Bine, adică e o întrebare retorică. Pentru vă spun cum se face. Da? Nu, că asta zic, știu, că te intri online, îți dai numele. Nu, dar intri online, ocupi poziția, dai o serie de șasiu. Da. Da? Și dacă ai un interes secundar ca să rămân politicos, da? Vine omul la tine să-i înscrii mașina, tu îi spui, eu am poziție pentru tine, mâine sau poi mâine. Păi cum ai? Păi uite așa, la 2 noaptea intră pe link, are linkul pe adresa de mail, intră pe link, anulează poziția, pentru că sistemul la ora asta îi permite. Da.
anulează poziția, fiind, și imediat pune, fiind în toiul nopții, ea se înverzește și și-o ia cu seria de șasiu pentru care are client. Vreau să vă spun că aceasta este o vulnerabilitate pe care am adus-o la cunoștința de repeciv și diferența este că la RAR, de exemplu, sistemul informatic nu permite asta. Și nu avem aceste întârzieri atât de mari. La RAR nu poți să-ți anulezi poziția. Te-ai programat sănătate. Da, interesant ce spuneți. Este o vulnerabilitate de care pe care am descoperit-o nu de mult timp și lucrez să găsim metodele și instrumentele pentru a opri această practică. Ați putea spune că da, domnule, dar tot mașină matriculează și oamenii aia. Da, da, cu un cotax în plus la acest întreprinzător. Exact, exact. Bun. Haideți să vedem. Și când se va rezolva practica aceasta? Deci noi cu 20 iulie terminăm lucrările de amenajare. Ne-am propus cu 1 septembrie să ne mutăm la Simina. Și până atunci ce nebuni? Până atunci eu sper să găsim soluții. Dar inclusiv. Ce facem cu resursa umană încă o dată? La examinarea auto, cum rezolvăm? Avem doar 3 posturi vacante în schemă la acest serviciu. Bun, vacante și cum facem? Pentru unul avem raport, pentru al doilea astăzi a făcut domnul Ioniță încă un raport și ar mai rămâne doar un post vacant. Vom vedea ce soluții sunt. Am solicitat pentru acest post transformarea din post contractual în post de polițist. Așadar, vedeți că suntem pe problematică, nu o ignorăm, dar ne luptăm cu termene și cu birocrație și mă mai lupt cu o chestiune la care nu mă așteptam. Salariații polițiști nu vor să vină să fie examinatori. Mie mi se părea din exterior că a fi examinator auto îți creează o aură de semizeu, de un mic Dumnezeu, îți creează un statut social. Nu mai vorbesc de alte lucruri, da? Pentru mine este o mare surpriză că polițiștii nu vor să vină să fie examinatori. Care ar fi problema sau de ce nu ar fi atractiv? N-am reușit să-mi răspund la asta. E o mare dilemă pentru mine. De ce nu vor polițiștii să vină să fie examinatori? Că în fiecare zi stai 6-7 ore în mașină la proba practică. Ok, dar sunt activități în poliție mult mai solicitante decât asta, zic eu. Nu vreau să judec oameni, da, dar nici nu mi-am găsit o explicație pentru starea asta, de fapt, la momentul acesta. Da, e o mare, oricum asta, în continuare discuției, e o mare responsabilitate pentru examinatori, să știți, totuși. Este unui... Și acum eu mă pun și în locul... Că ești practică, tu îi dai... Da, eu mă pun în locul școlilor de șoferi, care sunt nemulțumite de procentajul de promovabilitate de la Buzău. Dar vă rog, și eu am un mesaj pentru dânsi acum, vă rog să vă puneți și dumneavoastră în locul meu și dacă dumneavoastră considerați că eu vreo clipă ca prefect, mai ales în lumina ceea ce s-a întâmplat ieri la Sinești, și nu numai ieri, aș putea eu vreodată să merg în fața examinatorului și să le spun promovați mai mulți. Niciodată nu o să fac asta cu orice risc. Doamne ferește, adică da. Chiar nu. Da. Adică nimeni n-ar putea să facă, n-ar trebui sau n-ar putea să facă. Da. Da. Sau să aibă pretenția asta. Sau... Da. În niciun caz. Și dacă tot ați adus aminte de încă o tragedie pe șoseaua morții, nu s-a vrut în județul nostru, au murit 4 buzoieni la Sinești. În urmă cu vreo 2 săptămâni sau 3, o altă tragedie s-a produs pe 85, de această dată la limita cu județul Ialomița. A murit un copil de nici 2 ani și un bărbat de 54 de ani. Au murit. Și șirul tragediilor pot fi, cum să zic, șirul poate să continue, dacă e să dăm exemplu. Am văzut zbateri și la nivel politic la fel. Bun, haideți că știți cum e, câte autostrăzi am făcut în țara asta, sunt mult mai puține în kilometri decât vorbe, hârtii și așa mai departe. Aici, concret, se întâmplă ceva, avem vreo intervenție pe 85 și mai fac o paranteză la întrebarea mea destul de lungă, într-adevăr, și ăsta e ultimul subiect, nu perfect. Se vede faptul că în trafic, da, și din statistici, separatoarele de sens, inclusiv care sunt
montate, sunt amenajate în județul nostru, pe 85, se vede că au eficiență. Sunt de acord. E o soluție asta. Sunt de acord. Mă bucur că s-a reușit între Buzău și Râmnicu Sărat completarea cu parapet New Jersey, parapet de beton median, pe toată lungimea pe care drumul european are câte două benzi complete pe sens, adică din sus de Comisoaia până la 4 km de Oreavu. Aceasta este zona pe care se putea implementa imediat această soluție, pentru că aceasta este singura zonă în care pe fiecare sens, fiecare bandă are 3,5 metri. În rest, eu am avut o speranță și am tot vorbit despre acest proiect. Din păcate, ieri un răspuns pe care președintele Gabriel Avramescu l-a primit de la domnul ministru Grindeanu m-a desumflat total. Ce anume? Și anume faptul că Ministerul Transporturilor nu consideră fezabilă o investiție de lărgire a benzilor acestui drum european, întrucât ar dura prea mult, ar costa prea mult și vine în curând autostradă. Adică, cu alte cuvinte, nu prea s-ar mai merita. E doar un răspuns. O să ne regrupăm cumva. Dar pe 85 vor mai circula în continuare. Da, și vor mai muri oameni. Probabil. Noi ne-am fi dorit să se implementeze și am avut promisiunea asta de la directorul Cătălin Șomode. Din păcate și-a dat demisia de la DRDP pe 15 mai. Ne-am fi dorit în mod experimental să se lărgească pe cei 4 km ce au rămas, de la kilometrul 137, unde nu mai e parapet acum spre Râmnic, până la 141, intrare în Oreavu, să se lărgească în regie proprie cu secția de producție a DRDP București, cu un metru acest drum european. Să fie un proiect pilot, să vedem dacă se pot face pragurile de înfrățire și dacă este o soluție viabilă. Și eu am crezut de o jumătate de an în această posibilitate. O jumătate de minut mai avem la dispoziție, avem și o intervenție telefonică. Bună ziua, vă ascult. Foarte pe scurt, vă rog. Alo? Da, vă ascult. Da. Din micro 3 de aceea, așa, v-am mai căutat, dar bineînțeles, când dați legătura, că nu. Care este problema, domnul, înțelegeți? Vă rog, spuneți foarte repede că trebuie să închidem emisiunea, întrebarea. Bun. Văd că aveți acolo prefectul de Buzău. Da. Așa. Vă vorbește un om la 91 de ani. Mulți înainte vă dorim. Așa, mulți înainte. Am fost recent cu recensământul ăsta la primărie. Nu m-a descurcat nimeni. Am venit acolo la prefectură și m-a primit, înțeles, secretarea prefectului. În discuțiile purtate am plecat de acolo cu cele mai proaste impresii. Am o rugăminte la dumneavoastră. Rămâneți la telefon, vă rog frumos, pentru că noi trebuie să încheiem emisiunea. Colegii mei o să vă ia numărul de telefon al dumneavoastră și o să-i dau domnului prefect și cel mai bine este să vă sune dus și să convins că fiind... Da, promit că vă sun imediat după emisiunea. Pentru a rezolva problema dumneavoastră, nu e vorba de a vă cenzura, ci e vorba de fapt că trebuie să încheiem emisiunea. Vă sun după emisiune. Mulțumesc, domnul prefect, pentru prezență. Vom mai avea ocazia să avem și alte dialoguri în cadrul emisiunii noastre. Le mulțumim și celor care ne-au urmărit. Rămâneți pe Campus TV în câteva momente, ca de obicei, colega mea Marc Dănescu vă așteaptă la o nouă ediție a emisiunii de Ale Buzean. O seară excelentă, la revedere!